Presfințirea Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena de la Manga, înalt preasfințitul Părinte Nifon, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei, a resfințit duminică biserica cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din comuna Voinești, satul Manga. Bine v-am găsit pe tot! A slujit alături de înalt preasfințitul Părinte Nifon, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei, un sobor de preoți și diaconi. Au fost prezente la resfințirea locașului de cult, oficialitățile județene și locale, precum și o mulțime de credincioși de pe Valea Dâmboviței. Cu binecuvântarea și susținerea înalt preasfinției sale, dar și cu sprijinul comunității locale, biserica, datând din anul 1869, a beneficiat în ultimii ani de ample lucrări de consolidare, restaurare, înfrumusețare și repictare în tehnica fresco. A fost zi de sărbătoare pentru comunitatea din Voinești, satul Manga. După ce a resfințit altarul, pereții bisericii și icoanele, soborul de preoți și diaconi, în frunte cu înalt preasfințitul Nifon, a săvârșit sfânta liturghie. La început, înalt preasfințitul Părinte Nifon, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei, a rostit un cuvânt în care i-a îndemnat pe credincioși să fie întotdeauna aproape de biserică pentru a dobândi viața veșnică. De asemenea, au fost felicitați toți cei care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea sfântului locaș, acordând mulțumire persoanelor care s-au implicat în mod deosebit în realizarea lucrărilor de pictare a bisericii. Să mulțumim bunului Dumnezeu că în această frumoasă dimineață de toamnă, aici în parohia Manga, preoții și credincioșii ne vom bucura cu toții pentru că am venit să binecuvântăm lucrările de înfrumusețare și de restaurare a acestei sfinte biserici. Să dea bunul Dumnezeu ca în această dimineață să petrecem un timp de înălțare sufletească deosebită, pentru că o slujbă arhierească și în sobor, cu prilejul unei binecuvântări de biserică, este un lucru foarte rar și binecuvântat de Dumnezeu. De aceea am venit cu foarte multă bucurie în spiritul credinței noastre ortodoxe strămoșești, să trăim momente deosebite pentru sufletele noastre. Mulțumim pentru această frumoasă primire, copiii, elevii de școală cu flori în mână, aceasta însemnând curăția, frumusețea și credința religioasă, care sunt elementele care înfrumusețează și înnobilează pe om. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sfântul
Constantin cel Mare și Maica sa Elena și Sfântul Apostol Andrei, prin ungerea cu Sfântul și Mare Vin, și prin stropirea cu apă sfințită, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfințește biserica aceasta cu hramurile Sfinților împărați Constantin și Maica sa Elena și a Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat de Domnul Apostolat, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin stropire cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Urmează acum stropirea cu Sfintele Mirodenii, care închipuie mulțimea și frumusețea darurilor Duhului Sfânt, care trebuie să se reverse asupra tuturor credincioșilor care participă astăzi la această sfântă și dumnezeiască slujbă. La mulți ani cu sănătate! Închideți ochii, vă rog! La mulți ani cu sănătate! O Doamnă, cine frumusețea la patria din or, Mărime din or, iar-a cu credință se mă. Acum și curmea și în veci, veci tu. Pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie! Lucrările de reabilitare la Biserica Manga au început în urmă cu 3 ani de zile. S-au făcut lucrări de consolidare al bisericii, s-a pictat biserica, exteriorul bisericii, pavelele din curte, aleile și acoperișul a fost reparat. La ce valoare se ridică investiția? Deci, aici lucrările au fost împărțite în două. Enoriașii din satul Manga au contribuit cu o sumă de bani. Prin Consiliul Local, prin contracte de execuție lucrări, s-a cheltuit aproximativ 500 de milioane lei vechi, 50 de mii de ron. Și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a transmis un gând localnicilor de pe Valea Dâmboviței. O slujbă de resfințire a bisericii, o biserică foarte veche. Dacă ați citit la intrare, este o biserică construită pe la 1869, refăcută în timpul domniei lui Carol al II-lea și iată că i-a venit astăzi din nou vremea ca să fie resfințită, pentru că au fost făcute lucrări de reparații consistente. Am ținut să fiu alături de comunitatea de la Voinești, de la Manga, pentru că sunt oamenii în mijlocul cărora am trăit și de unde am pornit. Prezenți la Manga au fost vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Leonardo Badea, care este și candidat pe Colegiul 1 Senat, precum și Ionuț Săvoiu, candidatul USL pe Colegiul 7 Deputați, zona Titu. Acesta spunând că a fi parlamentar nu înseamnă doar pentru o anumită zonă, ci pentru întreaga comunitate din județul Dâmbovița. Am venit să participăm la un eveniment al comunității, de care ne simțim apropiați, înțelegem mult mai bine conținutul spiritual, semnificația spirituală a acestui nou început, resfințirea unei biserici istorice într-o comunitate importantă din județul Dâmbovița, un moment de sărbătoare atât pentru, să spunem, locuitorii județului, cât și pentru locuitorii de aici și pentru tot clerul. Este un moment important pentru noi și sigur
participăm, dar nu dorim să participăm decât ca cetățeni, ca și credincioși, fără să avem alte tipuri de conotații aici. În primul rând, să ne ținem credința. Este un lucru foarte important și este un lucru care a asigurat poporului acesta rezistență, unitate și capacitatea de a înfrunta cele mai grele vremuri posibile din istoria noastră, ținând cont că nici acum nu trecem prin momente ușoare. Sunt convins că această biserică refăcută va fi un punct de atracție pe traseul subcarpaticii care trece chiar pe aici și sperăm să intre la finanțare foarte curând pe fonduri europene. Sigur, noi nu o să discut nici eu, nu-mi place să discut despre probleme electorale astăzi, dar e foarte important ca toți candidații să înțeleagă că ei sunt înscriși în circumscripția 16 Dâmbovița și toți reprezintă județul Dâmbovița și de aceea toți candidații vor participa la ai noștri, cel puțin la activități în alte colegii.